Salut! Am revenit cu un nou clip. De data aceasta am încercat să reproduc statorul motorului de la mașina de spălat. Am făcut 4 bobine cu sârmă de cupru de 1, da? A câte 90 de spire pe fiecare bobină. Da? Deci arată la fel ca și statorul motorului, decât că nu mai avem miezul metalic. Acum să vedem ce poate să facă. Da. Haideți să-i dăm drumul să vedem ce zice, ce voltaj scoate, ce amperaj, dacă scoate ceva, dacă face ceva. Rotorul este cel al motorului, da? 4 poli, nord, sud, nord, sud. Câte 3 magneți pe aici, cred eu că o să fie problema, deoarece normal, din ce m-am informat, magnetul trebuia să cuprindă exact cât sunt cele 2 bobine. Atât trebuia să fie magnetul, la fel și golul dintre bobine. Eu m-am luat după acesta, adică am reprodus exact motorul de mașină de spălat. L-am făcut exact. Acum să vedem ce o să spună. Haideți să-i dăm drumul să vedem ce spune. Se vede aparatul, se vede. Nici măcar nu la viteza asta 200. Nu dă niciun curent. Abia acum 0,2. Avem 1500 de rotații și abia avem 0,5 V. Toate e la maxim 3300 de ture și avem 1,13 V. Da. Din punctul meu de vedere, ori că am greșit cu magneții, adică magneții trebuia să fie decât pe bobină, cu golul aferent am vrut să văd dacă face scânteie. Dar, din păcate, nu prea. Nu are nicio treabă. Ia, haideți să punem un transformator.
de 19 volți. Dar te scoate un volt la ieșire, n-are cum să scoate. Haideți să punem și un condensator. S-a adus în 28 de volți. Sunt curios dacă aprinde un bec de 10 watts. Asta nu poate atingere. N-are nicio treabă. Nicio treabă n-are. Poate pune un magnet cumva. Acest că punctul 30 de volți. Pe aici una. Este clar că fără miezul metalic nu este eficient. Asta să vedem dacă găsesc un condensator mai mic. Condensator mai mic, haideți să vedem și pe ăsta. Nu schimbă repede pe zona, e nici în tot. În contră, pe ăsta nu face nimic. Avem unul și de cuptor cu microunde, ia. Încercăm variante. Treaba.
să vedem dacă zice ceva. E acela lucru. Dacă inserim pe ăsta. Transformator, deci acum avem 24 de volți. Mai punem transformator la ieșirea de... Deci avem intrarea, ar fi asta. Treabă. Aparatul de măsură pe ăsta la altul. Da, din păcate nu reușim să facem nicio șmecherie. Să punem becul să vedem. Nu are nicio treabă. Da. Deci, din păcate, fără miezul metalic, cum am făcut eu, nu este în regulă. Da, am testat, asta e, vom vedea pe parcurs, mai încercăm. Da. Asta e, vă doresc o zi bună.